Pace și lumină tuturor! Mă bucur să fim împreună aici, în inima culturală și istorică a municipiului Baia Mare, dar și în inima sportivă a municipiului Baia Mare, aici pe câmpia tineretului, și să vorbim despre sufletul nostru. Și să vorbim și să ne punem noi fiecare întrebarea ce facem cu sufletul nostru. Dar înainte să ne punem întrebarea ce facem cu sufletul nostru, cred că ar trebui să ne punem întrebarea ce suntem noi. Nu cine suntem noi, ci ce suntem noi. Și noi suntem două lucruri, așa cum cu toții știm. Suntem trup și suntem spirit, energie. Suntem ceea ce am preluat ca și informații de-a lungul generațiilor dinaintea noastră și ceea ce am mai acumulat în noi. Dar lucrurile acestea se numesc foarte simplu conștiință. Și omul are două conștiințe. Conștiința aceasta a Spiritului și conștiința trupului. Doar că dumneavoastră și noi toți putem să ne modelăm într-un fel și să ne înfrumusețăm, și să devenim mai buni, și să ne punem mai spre lumină de unii singuri sau cu sprijinul celorlalți, dar niciodată nu putem să ne reglăm singur pulsul. Niciodată nu ne putem regla singur tensiunea, niciodată nu ne putem scădea febra, niciodată nu ne putem trata diverse afecțiuni ale trupului. Și dacă vorbim de ceea ce suntem noi, noi suntem această conștiință doar, pentru că noi suntem ceea ce putem face mai bun și face mai frumos și într-un fel controla. Noi nu suntem trup. Noi, noi suntem spirit. Noi suntem conștiința aceasta spiritului. Dar am venit, ca și mulți dintre dumneavoastră, aici, pe câmpia tineretului, cu foarte multă bucurie să ne întâlnim cu toții după ce unii care se pe care eu îi numesc așa cu foarte multă uh, prietenie și simpatie, în ghilimele simpatie și prietenie. Îi numesc uh, colonialiștii de tip nou și sunt cei despre a căror zâmbet uh, se spunea înainte, și nu numai despre ei, că nu doar cei din America sunt noi colonialiști, mai sunt și alții, și cei care ne vor proști bolnavi. Ne vor și bolnavi pentru că atunci cheltuielile cu fiecare dintre noi vor fi mai mici. Pentru că intrăm într-o eră în care robotizarea va scoate și va desința 80% din locurile de muncă din industrie și utilitatea noastră se va apropia de zero. Și atunci trebuie să fim foarte atenți la cei care vin și să ne zâmbească frumos, cum îmi place mie să spun, de prin vest sau și mai din vest, dar zâmbetul acela s-ar putea să ascundă în spatele lui găleata și mopul cu care lucra Guvernatorul de care ne spunea părintele înainte. Dar, totuși, noi, dacă vorbim despre sufletul nostru, cred că ar trebui să ne gândim la ce ne spun învățăturile, învățătura biblică, la ce ne îndeamnă Biserica. Și Biserica ne îndeamnă să nu facem păcate. Dar Sufletul nu-l faci mai frumos, mai bun, mai spre lumină, dacă nu faci păcate. Dacă nu faci păcate, îl păstrezi în starea în care e. Ca să evoluezi, să te pui înspre lumină, trebuie să faci bine. Să faci bine celor din jur, să-ți faci bine ție și familiei tale. și s-a uitat acest bine și s-a acoperit binele de respectarea legii. Primul lucru care se spune că trebuie să respectăm legea. Vă spun eu, primul lucru nu este să respecti legea, primul lucru este să faci bine. Pentru că dacă astăzi vine un băimărean de-al nostru la mine la primărie și spune, vine o doamnă cu trei copii, unul care, săracul, are un, o dizabilitate, celălalt uh, este la grădiniță, și celălalt uh, poate este la liceu. Și soțul e dus în stele. Și îmi cere, și a rămas pe drumuri. Și nu are o locuință. Și îmi o locuință. Și mă uit pe lege și fac calculul, și noi i pot da locuința. Ce fac eu? Încalc legea și dau locuința. Așa cred eu că putem să facem ca sufletul nostru să fie pus spre lumină. Și acum le spun un exemplu pe care eu mi l-am dat și o să le spun exemplul acesta celor tineri de aici. Și mă bucur că sunt mulți tineri, și mă bucur că sunt foarte mulți tineri, exemplu de aici, din comunitatea, din Biserica Pentecostală, exemplu pentru foarte mulți tineri din, din orașul nostru, din țara noastră. Exemplu despre cum trebuie să mergi pe drumul drept. Și dau și mă adresez celor tineri, chiar dacă mulți dintre ei n-au nevoie de acest exemplu, dar au nevoie foarte mulți din acest oraș și din această țară și din această lume. Și în, în drum să facă un test, ei cu ei. Două săptămâni să facă cele mai mari nebunii din lumea asta. Să meargă la discoteci, să se îmbete, să facă toate lucrurile care țin de impulsul trupului și de nebunia minții. Două săptămâni. Vă garantez eu că dacă ne-am uitat în cealaltă parte a comunității, nu a comunității penticostale, ar fi foarte mulți care ar zice ce bine ar fi. După două săptămâni, le propun să meargă pe drumul drept. Pe drumul drept al regulilor creștine, regulilor morale, să îl respecte pe cel de lângă ei, să se respecte pe ei ca și trup și ca și spirit, să meargă la biserică, să ajute pe cel de lângă el aflat în nevoie, să pună mâna pe o carte, să își ia iubita să meargă la plimbare în parc și nu să-și o ascundă în întunericul discotecii. Și după aceste două săptămâni, să fac o comparație. Când s-a simțit el acasă, el, cu adevărat, el, acel tânăr, atunci când a fost pe drumul întunericului sau când a fost pe drumul spre lumină. Vă spun eu din experiența mea de tânăr că întotdeauna te simți acasă și te simți tu și te simți regăsit și te simți împlinit și te simți așezat și te simți cu zâmbetul pe buze, și te simți că vrei să faci bine, și, te, și simți bucuria și fericirea și entuziasmul când ești pe drumul drept, drumul spre lumină. Dar a face bine și a fi spre lumină nu înseamnă că trebuie să ne raportăm unii la ceilalți. Trebuie să ne raportăm și la mediul înconjurător. Și aici. Încep această critică cu mine și o continui cu dumneavoastră, și după aceea cu toți cei care locuiesc în acest oraș și foarte mulți din această țară. Sunt convins că ați știut că veniți pe Câmpia Tineretului, care face parte din Parcul Municipal Regina Maria, și nu vă înțeleg de ce ați venit cu atâtea mașini. De ce n-ați venit pe jos? Cei care sunteți din Baia Mare. Pe ceilalți înțeleg care sunt din alte părți. De ce n-ați făcut o plimbare? Știți ce ne distruge sufletul? Vă spun eu, graba. Graba. Ne grăbim. Tot timpul suntem în alertă. Tot timpul trebuie să facem ceva mai repede. Tot timpul trebuie să ne gândim la altceva și uităm de noi. Cât sunteți din baia? Ridicați mâna cât sunteți din Baia Mare. Aici să vă mai pun o întrebare și să pun și mie o întrebare. Din Baia Mare, cât sunteți? Suficient de mulți. Mulțumesc. Vă aduceți aminte ce era? Și vă dau exemplu. Uitați-vă. Aici, câmpia aceasta, este sufletul dumneavoastră. Așa este sufletul dumneavoastră. Vă aduceți aminte ce era pe această câmpie? Acum 10 ani, 8 ani. Nu vă mai aduceți aminte. Și e foarte bine, niciodată nu ne aducem aminte de lucrurile rele. Și totdeauna lucrurile bune care intră în viața noastră sunt lucrurile normale, pe care le considerăm că le merităm și considerăm că așa trebuie să fie. Dar întotdeauna mai trebuie să ne gândim la evoluția noastră. Aici erau o mlaștină, erau niște tufe, nu se vedea acest muzeu, Exact cum de foarte multe ori este și sufletul nostru plin de tot felul de tufe, plin de tot felul de, de păcate, plin de tot felul de gânduri, plin de tot felul de, de uh, lucruri pe care trebuie să le facem în grabă, de patim, de uh, supărări, de ură. Așa e și cu acest câmp. L-am curățat și l-am adus la lumină. Așa trebuie să facem și noi, începând cu mine și terminând cu. O să-i spun, și nu cred că o să supere, într-un fel, prietenul meu, domnul pastorul nostru, Nelu Filip. Fiecare trebuie să ne facem curățenie. Dar curățenia asta trebuie să fie făcută așa, în tăcere și cu răbdare, nu în grabă. Doamnele știu, dacă faceți o mâncare, o prăjitură în grabă, nu tare vă iese. Așa trebuie să facem și noi, fiecare dintre noi. Mă bucur foarte mult că ne-am întâlnit împreună aici, în această duminică. Am vrut foarte mult pentru că se dorea în alte părți ale orașului, frumoase și acelea, să se facă această întâlnire și pentru că am avut odată un gând care nu mi-a trecut, nu l-am uitat, de a face în Baia Mare o întâlnire cu tineretul creștin și am vrut această întâlnire să o facem aici, pe câmpia tineretului, am zis că dacă tot am fost rostogoliți și învârtiți prin această pandemie a prostiei, a prostirii noastre și a îmbolnăvirii noastre, să ne adunăm noi, prima oară băimărenii aici. Și după aceea să-i aducem și pe tinerii din alte părți să fie împreună și să se pună pe drumul spre lumină. Așadar, mă bucur foarte mult că suntem astăzi împreună și permiteți-mi să fac un gest de încurajare. Nu este un gest de felicitare, este doar o încurajare. Și asta e viața, eu îmi permit să spun lucruri pentru că nu mă pun în genunchi decât în fața mamei mele și în fața lui Dumnezeu. Și atunci îmi permit să-i spun și pastorului Nelu Filip că nu o să-l felicit, doar îl încurajez. Îl încurajez să stea mai mult prin Baia Mare, îl încurajez să vină chiar definitiv, să-și consolideze aici drumul pe care l-a început sau drumul pe care îl continuă fără să uite cei care au început acest drum. Dar vreau să-i uh... Colegul mulțumesc colegului meu, Varga, din Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, și ei care ar trebui să se pună în lumină. Uh, eu mă bucur că pe el l-am forțat să fie în lumină un pic mai tare și a uh, reușit. Permiteți-mi să-i ofer... Uh domnul Inelu Filip, pastor coordonator al Bisericii Muntele Sionului, o diplomă de gratitudine pentru ceea ce face pentru comunitatea noastră, rugându-se, sfătuindu-vă și fiind într-un fel port drapelul sau port lumina dumneavoastră a comunității pentecostale, dar mie nu -mi place să împart comunitatea în, pe, frac, pe fracțiuni, facțiuni religioase. Noi toți suntem băimăreni, noi toți ne rugăm lui Dumnezeu. Dumneavoastră aveți niște norme morale pe care le respectați. Și noi le avem, ortodoxi și catolicii, că merg acum la Biserica Catolică, toți le avem dar noi nu tare le respectăm. Pe dumneavoastră trebuie să vă felicit că le și respectați. Așadar, permiteți-mi, așa ca semn de încurajare, să vină mai des chiar definitiv acasă. Mulțumesc! Așa, o... Mulțumesc foarte mult! atenție! Mulțumesc! Mulțumesc! Mă rog stați aici! Vă mulțumesc foarte mult, domnul primar! Cred că diploma asta o merită toți! Nu este doar a mea, este a tuturor. Nu Dumnezeu, să să acasă, să da. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumneavoastră sunteți acasă, mai trebuie să vin și eu. Mulțumesc foarte mult și pentru că vă iubim sufletul dumneavoastră și ne rugăm pentru dumneavoastră, permiteți-mi ca și eu să fac un gest. Nu m-am așteptat la acest gest. A Aș vrea, te rog, foarte mult. Mulțumesc. Am aici ceva pentru dumneavoastră. Probabil că comunitatea. Da. Eu știu ce e în această cutie și, uh, a, vrut, uh, și a avut așa inspirația și m-am bucurat foarte mult să vină la mine la birou și să-mi fac acest uh, cadou de suflet. Și am zis, nu, eu nu, primesc, nu pot să primesc așa ceva în birou de la primărie. Nu pot să primesc așa ceva decât atunci când vorbim despre Dumnezeu sau când suntem la uh, biserică sau când, când suntem într-un loc unde nu este nici lene, nici prostie și nici răutate. Și mă bucur mult că m-a ascultat, dar mai trebuie să spun un lucru, niciodată o carte sfântă nu se pune în cutie. Eu vă am pus-o, bineînțeles, nu, așa că, că o să o scot din cutie. Nu, să... nu, nu, să iasă din cutie. <laughs> Eu sunt totdeauna ca și scot din cutie. Nu -i tare, sigur. Ceea ce îi ofer domnului primar este o sfântă scriptură. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și dacă vreți să o păstrați, să nu o țineți în cutie, am vrut doar să fie protejată în cutie. Vă doresc din toată inima ceea ce spunea George Washington. Nu poți să guvernezi lumea fără Dumnezeu și fără Biblie. Nu poți să guvernezi Baia Mare fără Dumnezeu și fără Biblie. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Amin. Dumnezeu să cuvinteze pe domnul primar Cătălin Kerekes și orașul Baia Mare. Amin. Vă mulțumesc foarte mult!